Bună seara. Ultimul secret din seria asta. Că nu se poate spune că s-au terminat secretele în ceea ce privește familia. Haideți să facem o mică recapitulare a lucrurilor care au fost puse pentru cei care n-au fost în celelalte două seri și măcar să știe în rezumat despre ce am vorbit. Deci în prima seară am spus că secretul sau unul dintre secretele pentru ca să avem o familie împlinită este acela de a te face un partener indispensabil. De cele mai multe ori, când ne gândim la căsătorie, ne gândim să alegem pe cineva care să ni se potrivească și nu ne gândim la ce fel de partener suntem noi. La ce aducem în căsătoria respectivă? Ni se pare că din start noi suntem the best of the best și celălalt probabil ar trebui să zică mersi că l-am luat alături de noi. Dar lucrurile nu stau deloc așa. Fiecare dintre noi are propria lui valoare și fiecare dintre noi are minusurile lui. Și noi ne întâlnim împreună în căsătorie cu plusurile și cu minusurile noastre, da? Și de cele mai multe ori tindem să maximizăm plusurile noastre, să minimalizăm minusurile noastre, iar în ceea ce privește pe partener este exact invers. Să maximizăm minusurile lui și să minimizăm plusurile lui. Deci ideea aceasta de a te face un partener de neînlocuit a fost dezbătută în prima seară. Pentru că noi, ca bărbați și femei, avem atât de multe alte alternative în jurul nostru. Oricând ar putea să fie o altă femeie alături de mine și oricând ar putea să fie un bărbat alături de soția mea. Dar atâta vreme cât eu m-am îngrijit să fiu un partener indispensabil pentru ea, va fi foarte greu, deși sunt o sumedenie de alți bărbați în jurul ei, va fi foarte greu pentru ea să găsească un altul. Același lucru este valabil în dreptul meu. Nu aș începe să caut o altă fată la momentul acesta, pentru că ar fi o prostie. Sunt așa de mulțumit de ceea ce este soția mea, încât nu mă interesează o altă femeie. Deci ideea aceasta de a deveni un partener de neînlocuit este unul dintre secrete. De a te uita la ceea ce aduci tu în căsătorie și în ce fel căsătoria voastră este mai bună pentru că tu aduci un plus valoare în căsătoria respectivă. În seara am mers un pic mai departe și am spus că dacă vrei să devii un partener de neînlocuit, atunci un drum pe care ar trebui să apuci este acela de a învăța să iubești altruist. Am plecat de la o istorie și mă simt nevoit să repet puțin istoria asta pentru că este importantă. Până la mijlocul secolului trecut, oamenii se căsătoreau pentru că îi căsătoreau părinții. Și căsătoriile rezistau. Bunicii noștri, sau în generația bunicilor noștri, erau mai puține divorțuri decât în generația noastră. După mijlocul secolului trecut, oamenii au început să se căsătorească din dragoste. Au spus că nu mai acceptă să fie căsătoriți de părinți. Și paradoxal, deși oamenii se căsătoresc din dragoste, rata divorțurilor crește, nu scade. Ar trebui să fie exact pe dos. Nu ar trebui ca oamenii care s-au căsătorit cu partenerul sau cu femeia sau cu bărbatul pe care îl iubeau să rămână împreună toată viața. Dar nu se întâmplă lucrul ăsta. Și atunci cercetătorii au început să-și pună problema. De ce? Au incriminat, dacă citiți literatura care a apărut la mijlocul secolului trecut, au incriminat acest concept al dragostei. Pentru că au spus, dragostea asta nu aduce nimic bun. Aduce doar divorțuri. Iar cu divorțurile apar tot felul de probleme. Mai ales dacă este vorba de copii. Copiii suferă cel mai mult de pe urma unui divorț. Copiii sunt traumatizați pe viață din cauza unui divorț. Și atunci nimeni nu-și dorește să apară divorțul. Și au început să studieze conceptul dragostei, care nu este doar din nefericire, nu este doar bătaia de inimă, obrajii care se îmbujorează, transpiratul palmelor, gândurile la persoana de care ți-e drag și așa mai departe. Și au descoperit că există mai multe tipuri de dragoste. Că dragostea este ca un diamant cu mai multe fațete. Și că din toate aceste fațete există una singură care trebuie să fie prezentă
și care este în stare să ducă mai departe căsătoria. Și aceasta este dragostea altruistă sau dragostea plină de compasiune. Sau dacă vreți să vă duceți în limba greacă, pentru cei care vreți să facem legătura cu lumea antică, grecii o numeau dragostea agape. Da? Acest tip de dragoste, atâta vreme cât este prezentă într-o căsătorie, este suficient de puternică să le ducă pe toate celelalte. Și ea constituie fundamentul pe care se construiesc toate celelalte. Iar aseară am dat câteva exemple dintre ele, dragostea romantică fiind una. Dar dacă vreți să vă bucurați de romantism în familie, dacă vreți într-adevăr să vă fie dor după 20 de ani, acum... Sunt de vineri sunt aici. Aș vrea să fie și soția mea cu mine, dar n-a putut să fie. Și i-am spus lui Oliver, care mă găzduiește, că după ce se termină, mă sui în mașină și plec acasă. Nu mai stau nici măcar o noapte. Deci ei au fost foarte amabili și mi-au respectat tabieturile. N-au avut nicio problemă. De-abia aștept, nu sunt decât două nopți, dar de-abia aștept să ajung acasă și să dorm lângă ea, efectiv. Da. Dacă vreți ca celelalte tipuri de dragoste să existe, inclusiv dragostea romantică, atunci aveți nevoie să construiți în familia dumneavoastră dragostea altruistă. Ce înseamnă dragostea altruistă? În rezumat, dragostea altruistă înseamnă să pui nevoile partenerului tău mai presus de nevoile tale. Să fericirea ta să fie dependentă de fericirea lui. Sau a ei. Nu, ca să nu zică, doamnele, că vorbim acum un pic discriminatoriu la adresa dânselor. Dar să fii în stare să construiești de așa fel relația încât mai înainte ca tu să fii satisfăcut, să fii sigur că partenerul tău este satisfăcut. Sau că partenera ta este satisfăcut. În felul ăsta construiești ceea ce am spus în prima seară. De neînlocuit. Pentru că nu sunt foarte mulți oameni care sunt dispuși să facă lucrul acesta. Noi, de cele mai multe ori, inclusiv în relațiile noastre, le dezvoltăm pe o bază destul de egoistă. Destul de egoistă. Când ne căsătorim, ne gândim la bărbatul care, dacă suntem femei, ne gândim la un bărbat care să ne poată face fericite, care să aibă grijă de noi, să fie amabil, să fie tandru, să fie respectos, să fie politicos și așa mai departe. Dar eu mă gândesc să-mi fie bine mie. Și același lucru fac băieții când se căsătoresc. Caută o fată care să fie frumoasă, să fie deșteaptă. Am spus vineri seara ce caută băieții în general. Și asta pentru că dacă fata e frumoasă, este deșteaptă, are și studii, înseamnă că e o companie plăcută, ceilalți băieții vor invidia, ceilalți băieți vor simți așa un sentiment de amărăciune că n-au fost ei aleși. Deci există o doză destul de mare de egoism care ne determină să mergem în relație. Și atunci când învățăm să punem pe partenerul nostru deasupra noastră, devenim parteneri de neînlocuit. Da? De ce m-aș încurca acum cu altă fată sau cu altă femeie pe care nu o cunosc și care ar putea să mă ia doar pentru că vrea să mă exploateze? Pe bune, dar nu vreau să fiu exploatat. Nu? Înțelegeți? Este elementul acela care apare și care îți sădește convingerea că trebuie să rămâi alături de cine ești. Chiar dacă lucrurile nu sunt perfecte. Pentru că un lucru pe care ar trebui să-l spunem este că nicio căsătorie nu este perfectă. Nicio căsătorie nu este perfectă. Toate căsătoriile au probleme. Toate. Asta e o utopie că te căsătorești cu cineva și nu o să ai nicio problemă toată viața. Și doar dacă n-ai probleme, atunci te-ai căsătorit cu cine trebuie. Nu e adevărat. Toate căsătoriile au dificultăți. Au up and down. Diferența dintre căsătoriile care rezistă și căsătoriile care se destramă nu este dată de absența sau prezența problemelor, ci de capacitatea celor doi de a depăși problemele. De a găsi soluțiile pentru a depăși problemele.
Asta este singura diferență. Știu că există o reticență extraordinară printre români să meargă la terapie, de exemplu. Dacă au o problemă de cuplu, românii nu prea se duc la psiholog sau la psihoterapeut. Pentru că li se pare că sunt nebuni. Da? Pentru cei mai mulți, psihoterapeut sau psiholog egal psihiatru. Nu e adevărat. Sunt două lucruri total diferite. Dar românii nu se duc acolo. Se chinuiesc să rezolve problema, nu rezolvă problema și aleg să divorțeze. Deși am spus în prima seară, dacă vă uitați pe statistici, veți vedea un lucru care ar trebui să ne îngrijoreze. Jumătate dintre căsătoriile din America, de exemplu, sfârșesc în divorț. Jumătate. Dar a doua căsătorie are un procent de 60 și ceva la sută în ceea ce privește divorțul. Iar a treia căsătorie are un procent de 70% în ceea ce privește divorțul. Deci, nu este o soluție să divorțezi. Te expui unui risc mai mare unui eventual divorț, divorțând, decât dacă te străduiești să-ți rezolvi dificultatea pe care o ai în familie la un anumit moment. Și pentru că vorbim de dificultate, am intitulat prezentarea din seara aceasta Memorez sau iert. În fiecare seară am pus în titlu, a fost așa sau așa. Este o alegere pe care noi o facem. De cele mai multe ori mergem pe ideea de memorie. Ideea de iertare este una care se discută destul de puțin la momentul acesta. Și mai degrabă, ideea de iertare este rezervată religiei. Când oamenii vorbesc despre iertare, se gândesc la religie. A, doar popa te iartă, știți? Eu nu sunt popă, deci n-am de ce să te iert. Și mai ales dacă-s femeie, n-am nicio șansă să fiu popă. Da? Mai și atunci, pentru că n-am nicio șansă să fiu popă, mai degrabă memorez. Da? Deci n-am cum să iert. Dar dacă vă uitați în literatura de specialitate în psihologie, o să vedeți că există acest concept în psihologie. Conceptul de iertare. Și nu am de gând să vorbesc în seara aceasta dintr-o perspectivă religioasă despre iertare, ci am să vorbesc dintr-o perspectivă științifică despre iertare. Și despre efectul iertării în viețile noastre. Pentru că de cele mai multe ori alegem să memorăm și ducem cu noi bagaje de frustrări, bagaje de supărări, bagaje de nemulțumiri, bagaje de amărăciuni, da, care sunt cresc cu fiecare situație delicată pe care o traversăm ca și cuplu, pentru că ducem bagajul ăsta, uneori ne găsim jos de tot și nu mai avem resursele să ne ridicăm. Îmi place foarte mult ceea ce spune Nelson Mandela. L-am ales pe Nelson Mandela pentru că cred că este reprezentativ. Da? Știți că a stat câțiva zeci de ani în pușcărie în Africa de Sud, pe vremea când apartheidul era la putere, apoi l-au eliberat. Și foarte interesant, un om care a fost nedreptățit, un om care a stat la pușcărie doar pentru că avea niște convingeri, nu pentru că a fost un tâlhar, nu pentru că a fost un violator, nu pentru că ar fi fost un pedofil sau așa mai departe. Deci un om care a stat doar la pușcărie doar pentru niște convingeri, iese de acolo și începe să spună niște lucruri care marchează omenia. De exemplu, împăcarea din punctul lui de vedere, împăcarea la Nelson Mandela, nu înseamnă să uiți sau să încerci să îngropi durerea conflictului. Împăcarea înseamnă a lucra împreună pentru a corecta moștenirea nedreptății din trecut. Foarte interesant. Deci împăcarea nu înseamnă că am uitat. Nu înseamnă că mă fac că n-am văzut. Ci împăcarea înseamnă să stăm amândoi la aceeași masă, să spunem, asta ne-a durut. Cum depășim problema mai departe? Ce facem mai departe? Pentru că știm că divorțul nu este soluție. Eu nu pot să dau divorț de tine. M-am căsătorit cu tine și cu tine mor. Nu de gât. Da? Vă să-mi ia alternativa asta. Nu. Cu tine mor. Dar pentru că nu pot să dau divorț de tine. Și pentru că am să vă arăt în seara aceasta. Nu vreau să adun acest bagaj de suferință nerezolvată. Trebuie să ne așezăm amândoi la masă și să găsim o soluție. Astfel încât să ne fie mai bine data viitoare. Bun. Ca în fiecare seară și în seara aceasta am un test.
Nu e lung, are doar 10 întrebări. Nu mă uit pe testul dumneavoastră, după cum știți, pentru cei care n-ați fost, vă spun că nu mă uit pe test. Are doar 10 întrebări, doar că scorarea testului, sau de fapt nu scorarea, alternativele le aveți pe o grilă de la 1 la 10. E un pic mai complex în seara aceasta, doar sunt 10 întrebări. Scoateți o foaie de hârtie sau scoateți-vă telefonul, alegeți una dintre alternativele de răspuns, pentru ca la sfârșitul serii, sau nu, la mijlocul serii, când vom face evaluarea, să vă dați seama dacă aveți sau nu aveți nevoie să învățați să iertați. Dacă ideea aceasta de iertare vă este necesară și dacă da, de ce? Care elemente din ceea ce înseamnă iertarea trebuie să fie corectate? Deci, 10 întrebări. Prima întrebare. Nu iert pe cineva până când nu recunoaște ce a făcut și nu-și exprimă părerea de rău. Deci nu iert pe cineva, nu contează că este soția dumneavoastră, nu contează că e colegul dumneavoastră de servici, nu contează că este cineva de pe stradă. Nu iert pe cineva până când nu recunoaște ce a făcut și nu-și exprimă părerea de rău. Aveți o scală de la 1 la 10, în care 1 înseamnă întotdeauna neadevărat pentru mine și 10 înseamnă întotdeauna adevărat pentru mine. Ar trebui să alegeți una dintre alternative. 1, 2, 3, 4, 5, 6 și așa mai departe. Care credeți că mi se potrivește cel mai bine? Deci, nu iert pe cineva... Oh, scuze. Ok. Deci, nu iert pe cineva până când nu recunoaște ce a făcut și nu-și exprimă părerea de rău. Aștept ca persoana care mi-a greșit să spună că a greșit, să spună că îi pare rău că a greșit și după aceea sunt dispus să iert. Asta este sensul întrebării. Ok? Aveți scala, m-am spus, de la 1 la 10. Nu știu de ce acum a dispărut. Acum a apărut. Ok. Alegeți una dintre alternative. Dacă întotdeauna este adevărat, puneți 10. Dacă întotdeauna este neadevărat, puneți 1. Dacă nu, plimbați-vă pe grilă și alegeți o alternativă de răspuns. Care dintre ele vi se potrivește mai bine. Ok? Un pic mai dificil testul din seara aceasta. Recunosc. Dar n-am putut să-l simplific ca pe cel de aseară. Așa că l-am lăsat cum este. Doar că sunt 10 întrebări. Deci e mai scurt. Celelalte au avut... Primul a avut 20 de întrebări. Al doilea a avut 24 de întrebări. Bun. A doua întrebare. Mergem mai departe? Da? Deci ați găsit răspunsul. Nu e dificil. 2. Aceia care mi-au greșit sau m-au desconsiderat și nu recunosc că m-au rănit, nu merită să fie iertați. Aceia care mi-au greșit sau care m-au desconsiderat și nu recunosc că m-au rănit, nu merită să fie iertați. Dacă credeți că acesta este adevărul, puneți 10. Dacă întotdeauna este adevărul, puneți 10. Dacă niciodată aceasta nu se aplică, puneți 1. Dacă sunteți undeva între 1 și 10, alegeți una dintre celelalte variante de răspuns. Da? Deci, cei care au greșit sau v-au desconsiderat și nu recunosc că au făcut, nu merită iertarea dumneavoastră. Ok? Mergem la întrebarea 3? Bun. Întrebarea 3. Deoarece nu pot ierta, adesea îmi vin în minte gânduri referitoare la ceea ce mi s-a întâmplat în trecut. Deoarece nu pot ierta, adesea îmi vin în minte gânduri. Stau să vin în mintea mea amintiri despre cum mi-a vorbit, nu știu ce ocazie, despre cum s-a purtat, cum s-a uitat, ce mi-a făcut în nu știu ce ocazie. Vin gânduri de felul acesta în mintea mea pentru că nu pot să iert. Și atunci când avem un conflict, asta este... Oh, nu. Că vă influențez. Alegeți alternativa, da? Dacă aceasta este adevărat, întotdeauna este 10. Dacă nu este adevărat, niciodată puneți 1. Dacă nu, alegeți o alternativă. Întrebarea numărul 4. Dacă iert, încurajez comportamentele negative. Dacă iert, îl încurajez pe om să fie... în continuare rău. Să se poarte rău. Să vorbească urât. Să mă desconsidere în continuare. Dacă iert. Dacă întotdeauna este adevărat, pune 10. Dacă
Niciodată nu este adevărat, puneți unul. Dacă sunt însă grade, alegeți mai la dreapta sau mai la stânga, în funcție de cum considerați dumneavoastră. E un pic mai dificil de hotărât răspunsul. Cu trei variante de răspuns era mai simplu. Un lichier cu trei e mai simplu. Un lichier cu 10 e mai greu. Dar asta este. Mergem înainte. Ok? Da? Mergem la întrebarea 5, cred că suntem. Asta a fost 4. Da, a fost 4. 5. Pentru că nu pot trece peste greșelile celorlalți, deci pentru că nu pot trece peste greșelile celorlalți, îmi este foarte dificil să am încredere în ceilalți. Pentru că nu pot să le depășesc, n-am încredere. Dacă... Nu? Dacă îmi vorbești la fel. Dacă face la fel. Da? Și atunci, de fiecare dată când este vorba de stabilit o relație, nu ne de căsătorie, o relație socială, întotdeauna o iau cu o mare doză de precauție. Da? Nu mă deschid, că nu se știe. Nu se știe. M-au mai tras un ins pe sfoară și am pățit-o. Și mai ales dacă ești o fire simțitoare, ai mai și plâns. Te-a durut. Nu vrei să se întâmple lucrul ăsta. Ok? Bun. Întrebarea numărul 6. A ierta înseamnă pentru mine a-i elibera pe ceilalți de responsabilitatea faptei făcute. Deci dacă iert, înseamnă că ei n-au nicio responsabilitate. Nu vreau să le dau, să-i eliberez de responsabilitate. Trebuie să fie responsabil. Să simtă consecințele a ceea ce au făcut. Da? Dacă totdeauna este adevărat, puneți 10. Dacă niciodată nu este adevărat, puneți 1. Dacă nu mergeți pe extreme, atunci alegeți o alternativă dintre cele din mijloc. Mai aproape de adevărat sau mai aproape de neadevărat, cum știți dumneavoastră. Ok? Întrebarea numărul 7. Iertarea trebuie să o simți. Nu este ceva ce poate fi învățat. Iertarea trebuie să o simți. Nu se poate învăța. N-are cine să ne învețe despre iertare. Doar că simți că vrei să-l ierți, îl ierți. Dacă nu simți, n-ai ce să înveți. Ce? O chestie de feeling. Ca și dragostea la un moment dat. Da? Simți că-l iubești sau că nu-l iubești. Dacă afirmația este întotdeauna adevărată, alegeți 10. Dacă niciodată nu este adevărat, alegeți 1. Dacă sunteți pe grilă, sunteți fie mai aproape de adevărat, fie mai aproape de neadevărat, alegeți cum știți. Cum simțiți dumneavoastră? Cum gândiți dumneavoastră răspunsul la întrebarea asta? Întrebarea numărul 8. Deoarece oricum nu se mai poate face nimic, îmi păstrez sentimentele rănite doar pentru mine. Pentru că oricum nu se mai poate face nimic. Nu mai pot să dau timpul înapoi. Nu mai am ce să repar. Nu mai am ce să... E deja de domeniul trecutului. Pentru că nu mai pot face nimic, îmi păstrez sentimentele rănite doar pentru mine. Dacă totdeauna este adevărat, alegeți 10. Dacă niciodată nu este adevărat, alegeți 1. Dacă nu mergeți pe extreme, alegeți din mijloc. Mai aproape de adevărat sau mai aproape de neadevărat. Mai avem două întrebări. Dacă vi se pare greu, trebuia să-l las pe cel original, care era mult mai dificil decât ăsta. Ăsta e unul mai simpluț. Mai abordabil. Întrebarea numărul 9. Dacă iert înseamnă că devin vulnerabil pe viitor, așa că mai bine mă protejez. Iertarea aduce vulnerabilitate. Nu vreau să fiu vulnerabil, nu iert. Dacă întotdeauna este adevărat, alegeți 10. Dacă întotdeauna este neadevărat, alegeți 1. Dacă nu, duceți-vă mai spre stânga sau mai spre dreapta, după cum simțiți că este situația la dumneavoastră. Și ultima întrebare. Nu mă pot ierta pentru alegeri, eșecuri și greșelile trecute. Nu mă pot ierta pe mine pentru alegeri, eșecuri și greșelile trecute. Dacă întotdeauna este adevărat, alegeți 10. Dacă niciodată nu este adevărat, alegeți 1.
Dacă nu mergeți în extreme, duceți-vă pe una dintre cifrele dintre 1 și 10. Bun. Asta e testul. Lăsați-l un pic la dospit, ne ducem la teorie, după aceea ne întoarcem, ne uităm la el și iar ne întoarcem la teorie. Am să vă spun mai încolo cum trebuie scorat și care sunt rezultatele și ce înseamnă fiecare. Vorbind despre Nelson Mandela, el are o altă afirmație care mi-a plăcut și pe care am vrut să o împărtășesc cu dumneavoastră. Astăzi am găsit-o, am lucrat din greu astăzi la seminarul ăsta, adică aproape l-am refăcut de la capăt, de la zero. Resentimentul este ca și cum ai bea o travă și apoi sper că îți vor muri dușmanii. Mi s-a părut extraordinar. Însă, de multe ori, asta e comportamentul nostru. Da? Mai degrabă păstrăm resentimente față de cei care ne-au rănit, de cei care ne-au dezamăgit, cei care ne-au umilit, cei care nu s-au comportat așa cum ne-am fi așteptat noi să se comporte și sperăm că lucrurile se vor îndrepta. Dar nu se îndreaptă. Asta este tragedia. Ba mai mult decât atât, dacă vă uitați în literatura de specialitate, veți rămâne uimiți ce influență negativă are asupra sănătății noastre, incapacitatea de a ierta. Nu mi-a venit să cred, uitându-mă, există atât de multă literatură, deci sunt atât de multe studii făcute de prin 90 încoace pe subiectul acesta. Impactul pe care îl are resentimentul sau pe care îl are incapacitatea de a ierta asupra sănătății noastre fizice. Și aș vrea să vă împărtășesc câteva dintre ele. Tiller, McCarthy și Atkinson în 1996 scriau că cercetări din psihologie, medicină și religie arată că prezența constantă a emoțiilor pozitive, cum ar fi recunoștința, credința și grija, au un impact pozitiv asupra funcționării cardiovasculare. Deci, dacă în viața noastră avem obiceiul de a cultiva emoțiile pozitive, acestea au o influență foarte interesantă asupra inimii. Nu, și noi spunem că dragostea vine din inimă. Nu spunem asta? Te iubesc cu toată inima mea. Nu. Dar inima este un mușchi. N-are nicio emoție. Însă emoțiile noastre au o influență pozitivă asupra sănătății inimii noastre. De aceea cred că este extrem de important ca cel puțin în relația noastră de familie să existe emoții pozitive. Pentru că, în general, viața este destul de dificilă și aduce asupra noastră o sumedenie de emoții negative. Măcar când te duci acasă, să te duci cu zâmbetul pe buze și să te bucuri, da, de ceea ce găsești acasă. De tot ceea ce ați construit împreună. De tot ceea ce ați reușit să faceți împreună. Miller și colaboratorii în 1996 spuneau că furia și ostilitatea sunt dăunătoare sănătății cardiovasculare. Furia și sănătate și ostilitatea. Gândiți-vă ce se întâmplă când nu iertați. Câtă furie se adună. Sau când cineva vă dezamăgește, când cineva vă nedreptățește. Dintr-o dată, tot sângele vă vine în cap, nu? Și vi se strânge stomacul. Și dacă e unul mai mic așa, poate îl loviți. Dacă e unul mai mare, vă gândiți de două ori dacă faceți asta. Însă, ei spun, furia și ostilitatea au o influență dăunătoare asupra sănătății cardiovasculare. Persoanele care au dificultăți în a gestiona furia au rate mai mari de boli de inimă și suferă mai multe atacuri de cord. Știți ce m-a impresionat? În România exista, cred că acum două săptămâni am văzut am văzut un titlu foarte îngrijorător referitor la creșterea numărului de decese cauzate de probleme cardiovasculare la tineri. Un motiv pe care ei îl spuneau în articol este stilul de viață dezordonat, într-adevăr. Mâncarea fast food, nu vreau să fac un seminar despre sănătate, nici subiectul, nu e aria mea.
Poate că vine odată vreun medic să explice chestia asta. Dar eu cred că uitându-mă în țara asta în care trăiesc ca și dumneavoastră, da? Există foarte multă furie printre noi. Foarte multă furie. Uitați-vă, vă rog, la știri. Oameni care se bat pentru că cineva i-a intrat în față cu mașina. E neimaginabil. Poți să înjuri la tine în mașină, dacă vrei, nu? Poți să faci ca toate alea la tine în mașină. Nu cred că e bine. Dar cum să te bați cu cineva doar pentru că ți-a intrat în față? Nu ți-a făcut nimic. Tot zic că o să urmăresc, am citit review-uri bune despre filmul ăsta, Taximetriștii, și tot mi-am propus să-l văd într-o zi, pentru că arată ceva despre viața celor care stau la volan. Dar uitați-vă la chestia asta în România. Există extrem, extrem de multă furie printre români. Da? Nu reușim să trecem dincolo de neajunsuri, dincolo de supărări. O ducem cu noi și explodează la orice scânteie, oricât de mică. Deci eu nu cred că, opinia mea, nu este că doar stilul de viață nesănătos duce la creșterea deceselor cauzate de probleme cardiovasculare la tineri. Eu cred că au nevoie copiii noștri și tinerii noștri să fie învățați să gestioneze furia și ostilitatea. Nu să o adune în suflet și să o ducă cu ei în fiecare zi. Tenen și Affleck în 2000 spuneau că persoanele care îi învinovățesc pe ceilalți suferă mai mult de pe urma unei varietăți de boli. Hai! Cei care îi învinovățesc pe ceilalți. Gândiți-vă la asta. Dacă vă certați cu soțul, cine-i de vină? Dacă vă certați cu soția, cine-i de vină? Asta este sportul nostru. Avem obiceiul de a plasa vinovăția asupra celuilalt. Eu nu am nicio vină. El este de vină. Și dacă încercați să rezolvați, cele mai multe cupluri, când încearcă să rezolve problema, ajung, fac cam așa. Se ceartă ei acolo și pe urmă le vine mintea la cap și zic, bă, trebuie să o rezolvăm. Și începe unul să facă un pas. Și celălalt, în loc să se ducă într-o direcție sănătoasă, zice, păi da, dacă n-ai fi spus tu, dacă n-ai fi făcut asta, dacă n-ai fi, te-ai fi comportat așa. Și cel care a început, uite că a vrut să repare și zice, da, așa este, am făcut chestia asta, dar și tu dacă, da? Și în loc să rezolve, știți ce fac? Fac un ping-pong. Fiecare încearcă să arunce mingea la ălălaltul. Tu ești de vină. Și în loc să rezolve, se enervează și mai tare. Da? Și la un moment dat, atât mult crește furia și supărarea dintre ei, încât nu mai discută. Zic, nu am cu cine să discut. Și se separă. Se duc în camere separate. Nu-și vorbesc vreo câteva zile. Da? Și după aia, mai se așterne un pic de uitare și uită de la capăt. Dar n-au rezolvat problema. Problema rămâne acolo. Amândoi speră că fiecare va uita. Că celălalt o să-și dea seama că el a greșit și că el este vinovat. Și știți care e tragedia? Că nu se întâmplă asta. Și lucrurile merg bine o perioadă, bam, 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 bam. Și vine următoarea problemă. Și următoarea problemă se ia ping-pongul, că asta este stilul, dar știți ce se mai întâmplă? Că nu se reia de la zero. Se reia de data trecută, cu scorul de data trecută. M-ați înțeles? Și cuplurile, în loc să-și rezolve problema, caută să găsească țapul ispășitor, adică celălalt, nu reușesc să facă asta, acumulează frustrare, acumulează ostilitate, acumulează resentimente, speră că astea vor dispărea în timp, se confruntă cu ele la următoarea situație delicată, dintr-o dată bagajul se crește și tot crește și tot crește, până când într-o zi se uită unul la altul și spun, noi nu ne putem înțelege.
Și n-avem decât să divorțăm. Dar, dragilor, ați divorțat nu pentru că nu vă puteți înțelege, ci pentru că în loc să căutați soluția, ați căutat vinovatul. În loc să căutați soluția, ați căutat vinovatul. Și când cauți vinovatul, nu te ajută la nimic. Pentru că, pe bune, cine vrea să fie găsit vinovat? Doar dacă eu accept, eu zic, da, vina mea, mi-asum, te rog să mă ierți. Și atunci se termină repede. Dar când fiecare ține la punctul lui de vedere și nu este dispus să accepte că are o parte de vină, tot ceea ce se întâmplă între cei doi este un meci de ping-pong care nu se termină niciodată. Almar Book, Enright și Cardis în 1995 spuneau: cercetările arată că este util să învețe iertarea, și asta mi-a plăcut foarte mult, pentru că asta arată că iertarea acoperă o sumedenie de dificultăți cu care viața ne asaltează. Copiii adolescenți care au avut părinți neglijenți. Asta mi-a scăpat, am pus de două ori neglijenți. Deci, e bine să învețe să ierte copiii adolescenți care au avut părinți neglijenți. Apoi, în 1993, Hebel și Enright spuneau că iertarea face bine persoanelor în vârstă care s-au simțit neîngrijite. Am avut, la un moment dat, șansa să întâlnesc un om în vârstă care să-mi fie o perioadă companion în viață și de la care să învăț. Știți ce mi-a spus omul ăsta? Mi-a spus așa: cele mai frustrate persoane sunt bătrâni. Pentru că ei cred că totul li se cuvine. Vă dați seama? Cele mai frustrate persoane sunt bătrâni. Pentru că totul li se cuvine. Iar el era bătrân. Adică el avea peste 75 de ani când m-am întâlnit cu el. Pentru bătrânii frustrați, pe care nu-i vizitează copiii, pe care lumea nu-i respectă. Da, știu că lucrurile nu mai sunt cum au fost. Că înainte mergeai în autobuz și se ridicau unii și îți dădeau locul că ești bătrân. Astăzi nu se mai întâmplă chestia asta. Stai în picioare și muri acolo. Nu se ridică nimeni. Dar știu chestia asta. Știu că înainte oamenii spuneau sărumâna sau spuneau bună ziua tanti sau mătușă sau unchiule sau de asta. Da, așa este. Știu că tineri trec pe lângă dumneavoastră, vorba unei bătrâne pe care am întâlnit-o, ca boii. Da, faceți, domne, ceva cu tineri ăștia, că trec ca boii pe lângă noi, nu ne salută. Dar știu asta. Dar nu vă ajută la nimic. Ăștia spuneau în 1993, bătrânii ar fi bine, sau persoanele în vârstă, ar fi bine să învețe să ierte dacă simt că cineva sau ceva nu se comportă așa cum trebuie. În 1996, Friedman și Enright spuneau: femeile abuzate în copilărie, e bine să învețe iertarea. Asta este o temă extrem de delicată și de dureroasă. Da? În 1997, Coil și Enright spuneau: bărbații ale căror soții au făcut avort, e bine să învețe iertarea. În 1998, Rai spunea: persoanele care au avut un partener infidel, e bine să învețe iertarea. Adică se aplică și la familie. Iertarea funcționează și în familie. Și mai ales, adică gândiți-vă așa, care au avut un partener infidel. Deci nu vorbim despre faptul că ți-a zis o vorbă, că te-a făcut nu știu cum. Nu, că ți-a fost necredincios. Iertarea, spuneau în 1998, este o lecție pe care ar trebui să o învețe. Pe măsură ce au învățat să ierte toate aceste categorii, deci tot ce v-am spus până acum sunt concluziile unor studii efectuate. Adică nu este o chestie, am făcut eu afirmație sau am făcut ăla o afirmație. Eu am făcut studii, concluziile sunt acestea. Și ce au observat? Că pe măsură ce aceste categorii au învățat să ierte, s-a constatat o îmbunătățire a funcționării psihologice, emoționale și sau fizice. Deci, fizic, emoțional, psihologic
Cei care au fost în categoriile amintite mai sus, pe măsură ce au învățat să ierte și au îmbunătățit starea de bine. Și atunci stai să te întreb, ce faci? Ierți sau nu ierți? Până la urmă, dacă nu ierți, cui faci rău? Nu avea dreptate Mandela. Și că resentimentele sunt ca și când ai dea o travă și ai aștepta să-ți moară dușmanii. O să mor tu! Pe tine o să te afecteze. Ție ori să ți se înfunde arterele, inima ta o să aibă probleme, da? Și tu o să, de tine ori să se lipească tot felul de boli. Nu-i mai bine să înveți să ierți. Mai departe. Universitatea din Tennessee a făcut un studiu cu 107 studenți care au fost profund răniți de un părinte, de un prieten sau de un partener romantic. Deci, i-au luat pe ăștia la observat și au tras următoarele concluzii. Persoanele care au iertat rana produsă fie de un părinte, fie de un prieten, fie de un partener romantic, persoanele care au iertat aveau niveluri mai scăzute ale tensiunii arteriale, ale tensiunii musculare și a ritmului cardiac în comparație cu cei care nu au făcut-o. Wow. Nu cred în... E un tip de medicină în care eu nu cred. Da? Îmi pun întrebarea. Dacă aveți tensiune, ține de stilul de viață, ține de ceea ce mâncați, de câtă sare consumați și așa. Dar dacă ține și de furia și frustrarea pe care ați acumulat-o de-a lungul timpului. Tot în cadrul acestui studiu au găsit că cei care au iertat, i-am numit eu iertătorii, au raportat de asemenea mai puțin stres în viața lor și mai puține simptome fizice de boală. Deci cei care au iertat. Iar în 1993 a fost făcut un studiu, și pe ăsta vreau să vi-l prezint, autorul studiului se numește Fennell, pe 147 de cupluri, toate fiind la prima căsătorie și toate cele 147 de cupluri aveau peste 20 de ani împreună. Rezultatul studiului este următorul. Capacitatea de a căuta și acorda iertare este un ingredient crucial pentru longevitatea și satisfacția conjugală. Deci ăștia au stat peste 20 de ani împreună doar pentru că au învățat să-și acorde iertare unul altuia. Dacă vreți să rămâneți cu același partener, deveniți de neînlocuit, puneți nevoile partenerului pe primul plan, adică învățați să-l iubiți altruist și doi, iertați. Pentru că nimeni nu e perfect. Iertați. Este singura noastră șansă ca să putem supraviețui. Bun, hai să ne uităm la test. Luați hârtiile, luați telefoanele, ce ați completat și tot ce aveți de făcut este să adunați punctele pe care le-ați spus. La întrebarea 1 ați spus, nu știu, 6. La întrebarea 2 a spus 3. La întrebarea 3 a spus 7. Deci adunați punctele alea și o să obțineți un scor. Mai mare sau mai mic. Adunați cifrele pe care le-ați spus în dreptul fiecărei întrebări. Faceți total. Și o să obțineți un scor. Mai mare sau mai mic. Nu cred că e așa greu. Vă arăt imediat ce înseamnă scorul obținut. Am auzit 60? Ah. Ok. Maximum e 126, mi se pare, sau ceva de felul ăsta. Bun. Gata, da?
Sunteți gata, nu? Să vă uitați la rezultate. Bun, fiți atenți. Dacă aveți sub 15 puncte, sunteți un geniu al iertării. Dacă aveți sub 15 puncte. Adică iertarea este un stil de viață care vă caracterizează. Dacă aveți sub 15 puncte. Și ați răspuns corect. Dacă aveți între 16 și 29 de puncte, sunteți un maestru al iertării. Nu sunteți un geniu, dar sunteți pe acolo. Adică sunteți în pole position. Sunteți pe locurile fruntașe. Iertarea este e un comportament pe care îl aveți. În cele mai multe dintre situații. Nu în toate, dar în cele mai multe dintre situații. Adică e bine. Nu e de rău. Dacă aveți între 16 și 29. Dacă aveți între 30 și 49 de puncte, sunteți pro-iertare. Adică aveți o viziune către iertare, dar nu întotdeauna o aplicați. Da? Nu în cele mai multe situații o aplicați. O vedeți ca pe o alternativă. Nu e greu cu dumneavoastră să se lucreze pentru a accepta iertarea. Dacă aveți între 50 și 69, sunteți, eu i-am zis median, că n-am vrut să zic mediocru, că v-ați fi jignit. Dar m-a ales așa, o chestie diplomată, să nu... Da? Deci, acordați iertarea, dar sunt încă lucruri pe care trebuie să le învățați. Nenorocirea vine de la 70 încolo, unde avem de-a face cu un iertător slab, un om care iartă foarte, foarte rar, așa, iar între 85 și 100 de puncte, dacă cineva are între 85 și 100 de puncte, atunci omul ăla trebuie să caute neapărat ajutor. Pentru că este zonă de pericol. Adică este un om care nu iartă. Da? Care nu vede de ce ar trebui să fie iertarea în viața lor. Bun. Ce înseamnă sărit, până la urmă? Tot am discutat despre ideea aceasta de a ierta, despre nevoia de a ierta. V-am arătat câteva studii. Nu vreau să fac aici un curs cu toate studiile. E o carte întreagă, dacă vreți să citiți, cel puțin eu am găsit-o, care merită văzută. Omul ăla prezintă tot felul de cercetări în domeniu, care arată că iertarea ne aduce o stare de bine în viața noastră personală, în corpurile noastre și în relațiile noastre sociale. Dar ce înseamnă să ierți? Și pentru asta trebuie să facem o mică explicație. Iertarea este ca un diamant. Are mai multe fațete. Și e foarte greu. Deci există atât de multe definiții ale iertării. Am să vă prezint câteva, pentru că fiecare surprinde câte un aspect a ceea ce înseamnă iertare. N-am găsit o definiție la momentul acesta care să surprindă toate aspectele. Fiecare definiție accentuează un aspect sau altul din ceea ce înseamnă diamantul iertării. În primul rând, iertarea nu înseamnă să treci cu vederea sau să minimizezi acțiunile celelalte persoane. Nu înseamnă să te faci că nu vezi. Mulți nu iartă pentru că se gândesc că vor orbi. Da? Și că nu vor mai vedea când ceilalți greșesc. Și o să-i ducă ăia de nas cum vor ei. Nu e adevărat. Iertarea nu înseamnă să minimizăm greșelile celorlalți. De asemenea, iertarea nu înseamnă că trebuie să-i spunem celelalte persoane că am iertat-o. Putem să o iertăm și fără să-i comunicăm lucrul acesta. Nu ne obligă nimeni să-i comunicăm decizia noastră de a o ierta. Iertarea nu înseamnă că nu avem sentimente cu privire la situația respectivă. Da? Nu înseamnă că nu ne doare sau că nu ne simțim răniți sau că nu ne simțim umiliți. A, șterge fiecare cu noi pe jos și noi nu mai simțim nimic. Nu e adevărat. Iertarea presupune existența sentimentelor. Iertarea nu înseamnă că nu trebuie să mai lucrați în ce privește relația sau că totul este acum în regulă. Dar chiar dacă ați iertat, nu înseamnă că relația este perfectă. Poate că asta este o altă cauză pentru care unii nu iartă. Au iertat odată și s-au așteptat că gata, de acum este lapte și miere. Nu e adevărat. Ai iertat odată
Și peste ceva timp vei fi nevoit să ierți din nou. Și tot așa. Pentru că noi suntem oameni și nu rămânem în aceeași poziție. Noi ne schimbăm, ne metamorfozăm, ne transformăm. Este un studiu, apropo de chestia asta, este un studiu care spune că interacțiunea de 5 minute cu o altă persoană te schimbă. 5 minute dacă stai cu o altă persoană, ești un alt om. Decât cel care a venit la întâlnire. Vă dați seama cam cum plecați în seara asta acasă. Că a stat o oră și ceva cu mine. Ok. Iertarea nu înseamnă că trebuie să uiți că incidentul s-a întâmplat vreodată. Nu înseamnă că trebuie să uiți asta. Doar nu mai aduc aminte. Nu. El este acolo. Iertarea nu înseamnă că trebuie sau că ești obligat să continui să incluzi persoana în viața ta. Da? Și iertarea nu înseamnă că este ceva ce faci pentru cealaltă persoană. Dragilor, când iertați, vouă vă faceți bine. Nu celuilalt. Noi ne gândim că îi facem unuilalt un favor. Și că nu merită să favorul ăsta. Deci tu m-ai călcat în picioare și acum eu să mă port frumos cu tine, să dau favorul ăsta ție. Nu merit. Măcar spune și tu că îți pare rău. De-aia era două întrebări din test. Spuneau chestia asta. Spune și tu că îți pare rău. Și te iert măcar. Că văd că... Nu, oameni buni. Iertarea este binele pe care vi-l faceți vouă înșivă. Nu celuilalt. Vouă vă faceți bine. Pentru că puteți să începeți fiecare zi fără un bagaj în spate care să vă doboare. Bun. Deci astea sunt lucrurile care nu înseamnă iertare. Ce înseamnă iertare? Există o definiție. Deci am să prezint mai multe definiții. N-am să vă spun din ce an sunt și cine le-a făcut, că tot nu au greutate. Dacă cineva nu mă crede, să vină și arăt studiile anul și se poate duce să se uite, să vadă ceea ce spun. Dar în această definiție, în această primă definiție, sunt surprinse trei aspecte. Aspectul de eliberare, aspectul de restabilire și aspectul de vindecare. Și ce spune definiția? Că iertarea este o eliberare de resentimente resimțite față de un ofensator. Cui îi faci bine când renunți la resentimentele față de cineva? Lui sau ție? Ție îți faci bine. Lui poți să nici nu-i spui că ai vreun resentiment. Dar tu ai decis să nu porți un resentiment, să nu porți o ranchiună, să nu porți pică, dacă vreți, pe ceea ce ți-a făcut sau ce ți-a spus cel care este în fața ta. Al doilea lucru înseamnă eliberare de potențialele represalii pe care le-ai putea aduce persoane care ți-a cauzat prejudiciu. Deci nu doar că nu ai resentimente, dar nici nu aplici măsuri de retorsiune. Deși ești îndreptățit să o faci. Dacă cineva îți vorbește urât, dacă cineva îți zice pe stradă, ești un prost, ce faci? Mulțumesc frumos! Asta e realitatea! Noi ne simțim datori să aplicăm o măsură de retorsiune. Așa cum a făcut el. M-ai făcut prost? Și tu, cine zice la ei? Nu? Dar trebuie, noi ne simțim datori să-i dăm replica. Iertarea înseamnă să eliberezi persoana de potențialele represalii pe care ești îndreptățit să le oferi. Da? Iertarea în același timp înseamnă restabilirea relației sau relațiilor și înseamnă vindecarea rănilor emoționale interioare, care are legătură cu resentimentele. Dacă nu păstrezi resentimentele, atunci pe dinăuntru ești mai puțin rănit emoțional. Asta este o definiție. O altă definiție are de-a face cu transformarea motivației. Se uită la motivația iertării. Și spune așa că iertarea presupune transformația motivației care inhibă partenerul vătămat să caute răzbunarea sau înstrăinarea de celălalt.
Da? Deci, e ceva în interiorul lui, o să vedeți în altă definiție, e ceva în interiorul persoanei care iartă, ce o determină să nu caute răzbunarea și înstrăinarea. Are el o motivație. Nu spune definiția aceasta care este motivația, ci spune că există această motivație sau ar trebui să existe această motivație în noi înșine. De asemenea, motivația aceasta îl determină să se comporte într-un mod conciliant. Într-un mod împăciuitor. Există ceva, sau ar trebui să existe ceva în sufletul nostru. În această definiție se vorbește despre iertare ca fiind o decizie deliberată. Este o alegere personală pe care o fac să iert. Nu este o chestie care vine, nu este un sentiment. La un moment dat am vorbit despre chestia asta. Nu este un sentiment. Eu simt că trebuie să-l iert. Nu. Eu decid că trebuie să-l iert. Și vreau să-l iert folosindu-mă de emoții pentru a păstra respectul față de celălalt, pentru a păstra respectul față de sine și față de relație. Și de asemenea, se subliniază din nou ceea ce am mai spus, că nu se aplică răzbunare sau pedeapsă. Deci este o decizie deliberată de a continua să-l respect pe cel din fața mea și de a nu-l pedepsi, așa cum mă simt îndreptățit să o fac. În această definiție se vorbește despre dorința de a abandona un drept și raportare la celălalt. Ei, când vorbește despre drept, iarăși se vorbește despre resentimente, judecată negativă și comportament indiferent, ceea ce fac foarte, foarte mulți, mai rănit, nu mai vorbesc cu tine. Nu te mai bag în seamă. Nu, mă fac că nu existi, nu te văd. Mă uit prin tine. Da? Nu zic nimic. Nu zic nimic. Mulți consideră comportamentul indiferent ca fiind o iertare. Nu este o iertare. Pentru că tu îl tratezi pe celălalt ca și când n-ar fi. Adică îi tai existența. Și este o metodă de pedeapsă teribilă. Adică la un moment dat mi-ar conveni ca soția mea să-mi spună cu ce am greșit decât să se comporte ca și când nu există în casă. E mult mai dureros. Și unii consideră nu că e bine. Că uite, nu i-am zis nimic. Păi nu i-ai zis nimic. Dar era mai bine să-i zici că așa îi transmis că nu mai e. Tu asta îi spui. Când nu-l mai bagi în seamă, când nu mai vorbești. Bă, și dacă îl înjuri. Dar nu e bine. Dar și dacă îl înjuri, îi arăți că există. Dar dacă nici măcar nu mai înjuri, îl tratezi ca și când ar fi murit. Ceea ce este extrem de dureros pentru noi oameni. Da? Dar le-am ales, adică am ales asta pentru că sunt exemple sau sunt frânturi pe care le surprind și care au de-a face cu iertarea. Și, deci, în timp ce nu ai resentimente, nu-l judeci negativ și nu abordezi un comportament indiferent, te raportezi cel la celălalt, fiți atenți că asta mi s-a părut extraordinar, cu compasiune, cu altruism și chiar iubire. Deci, până la urmă, dacă mă întorc la definiția care vorbea despre motivația care ar trebui să existe în sufletele noastre, când iertăm, păi motivația este aici. Compasiunea, mi-e milă de el. Sunt altruist? Apropo de ceea ce spuneam aseară. Dragoste altruistă. De-aia susține familia. Pentru că ai motivația, altruist fiind, să treci dincolo de greșeala pe care a făcut-o partenerul sau partenera ta. Și poate chiar iubire în anumite cazuri. În această definiție se vorbește despre o abandonare a unei dorințe și transformarea urii. Adică dorința de a recurge la represalii, ceea ce ați mai întâlnit în definițiile anterioare, de a condamna permanent ofensatorul. Condamna permanent. Mi-ai greșit odată, nu te mai uit niciodată.
Te, știți chestia asta, te iert, dar nu te uit. Da? Am grijă. Și transformarea urii prin înțelegerea empatică a chinului ofensatorului care a determinat actul său nociv. Din nou se vorbește despre un comportament altruist. Adică să-ți dai seama că ăsta care te-a rănit a făcut-o pentru că el la rândul lui are o suferință în viața lui. Și în loc să-i tai capul, îți e milă de el. Mi-e milă de tine. Că ai făcut chestia asta. Pentru că dacă ai făcut-o, înseamnă că e ceva care te urmărește pe tine. De-aia ai făcut-o. Bun. În această definiție se vorbește despre alegerea conștientă de a renunța, care este pornită, observați accentul din nou, pornită din iubirea altruistă. Da? Adică să renunți la resentimente, amărăciune și nevoia de răzbunare. Și, scuze, nu știu ce s-a întâmplat. Ok. Deci să renunți la resentimente, amărăciune și nevoia de răzbunare și toate astea pornesc din iubirea altruistă. Este exact motivația de care spuneam la un moment dat în altă definiție. Iubirea altruistă. Pentru că te iubesc și pentru că ești important pentru mine, pentru că nevoile tale sunt pe primul loc, eu aleg să renunț la resentimente, la amărăciune și la nevoia de răzbunare. Și asta este una dintre cele mai complexe definiții. Mi-a fost greu să o pun pe toată pe tapet. Pentru că vorbește despre conștientizare rațională, despre abandonare conștientă, despre alegere necondiționată, despre implicarea principiului binefacerii și despre efort. Deci, avem conștientizare rațională că ai fost tratat de drept. Nu spui că ai fost tratat drept. Nu, eu știu că m-ai tratat cum nu trebuie. Da? Cu toate astea, deși am fost tratat nedrept, eu aleg, e alegerea mea, să renunț la resentimente și răspunsuri asemănătoare la care am dreptul, la care am dreptul, da? Și fac un efort sau depun un efort constant pentru a răspunde bazându-mă pe o bază morală, nu după cum îmi vine mie, implicând principiul binefacerii, care include compasiune și altruism, pentru a îți acorda valoare, iubire morală și generozitate. Nu e vorba de sentiment. E vorba de o alegere. De o alegere de a nu te răzbuna, de o alegere de a nu-i răspunde așa cum merită, de o alegere de a nu te purta cu el la fel de urât cum s-a purtat el cu tine. Și când faci asta, nu-i faci lui bine. În primul rând. Ție îți faci bine. În primul rând. Pentru că scapi de dureri de inimă. Îți merge inima mai bine. Ok? Și cred că este ultima definiție, dacă nu mă înșel. Are de-a face cu încadrarea unei abateri percepute. Deci îți dai seama că a fost abatere, dar uitați cum o încadrezi. O duci de la negativ, la neutru sau chiar la pozitiv. Adică vezi în nenorocirea asta care s-a întâmplat o ocazie de a crește. O ocazie de a te duce la un nivel superior în relație. Plecând de la o greșeală pe care a făcut-o omul față de tine. Și când vorbim despre sursa abaterii, aceasta poate fi sinele, o altă persoană sau o situație. În toate definițiile, sau dacă vreți să le sumarizăm, se vorbește despre eliberare, vindecare, restabilire, altruism, alegere conștientă, efort, decizie deliberată, conștientizare rațională, încadrarea unei abateri percepute, obiectul iertării, despre transformarea aurii, despre transformarea motivației, despre abandonarea conștientă și voită a unui drept și despre alegere necondiționată. Toate definițiile pot să le rezum în aceste expresii. Și scopul acestora este ca să-i ajute pe oameni să depășească resentimentele, amărăciunea și chiar ura față de persoanele care au tratat nedrept și uneori cu cruzime.
Să vă spun, cred că o să fie un pic mai lungă prezentarea din seara asta decât aia de seară. E ultima dată, nu? Și oricum. Da, așa este. N-am un drum de 2 ore și ceva până la București de făcut, da? Ok. No, da. Era prin 1996. În 1996 m-am mutat cu locuința în București, undeva în marginea Bucureștiului. Și când am ajuns acolo, mi-am dat seama că nu există loc de parcare. Că locurile de parcare erau insuficiente și erau ocupate de cei mai vechi. Erau 2 blocuri paralele, față în față, la o distanță foarte mică unul de celălalt. Fiecare bloc avea 4 sau 5 scări, fiecare scară avea 8 etaje. Deci vă dați seama cam câți oameni erau acolo. Și m-am gândit ce o să fac cu mașina. Până când s-a zugrăvit, până asta, a mai trecut ceva vreme, dar a venit ziua în care a trebuit să ne mutăm. Și am adus catrafuzele, le-am băgat în apartament. Și acum am zis, unde parcăm? Am observat la 100 de metri distanță de blocul acesta, 2 blocuri mai mici, de 4 etaje. Și între ele, un teren viran. De unul din blocurile acestea era lipită o construcție de tablă. Și am zis, o să pun și eu mașina aici, lângă construcția asta, pe terenul ăsta viran. Am pus seara mașina acolo. A doua zi când m-am dus la mașină, stătea pe mașină un tip mai mare ca mine. Nici eu nu sunt mic, dar asta era încă o dată când am. Stătea pe capotă. Nu mi-a plăcut chestia asta că stătea pe capotă, dar ce să-i faci dacă e mai mare? Când am ajuns acolo, l-am salutat, el m-a salutat și mi-a zis, asta e mașina ta? Da. Unde stai? Uite în blocul ăla. I-am arătat blocul. Păi de ce ai parcat aici? Păi nu să parchez. Nu e loc. Ok, dacă nu stai în blocurile astea, nu poți să parchezi aici. E locul dumneavoastră? Nu, nu e locul meu. Nu e locul nimănui. Păi și de ce nu poți să parchezi? Că nu stai în blocurile astea. Mai am înțeles, dar ce face mașina mea? Mănâncă pământul? Nu curge ulei din ea? Adică nu înțeleg cu ce mă deranjează. Și a zis, nu mă deranjează cu nimic. Dar dacă nu stai aici, nu parchezi aici. Păi de ce? Nu poți să parchezi. Că nu vreau eu. Nu mi-a venit să cred că am stau de vorbă cu un om, da? Că nu e o maimuță, da? Și care poate să spună asemenea aberație, adică dacă nu e locul tău, dacă nu te deranjează cu nimic, doar pentru faptul că nu stau în blocul ăsta, nu pot să parchez aici? Și bine, dar eu ce fac cu mașina? Și el mi-a zis, nu știu, nu mă interesează. Du-o în apartament. Păi da, dar nu pot să urc pe scări. Că aș duce eu, dar nu pot. Și a zis, ce-mi pasă? Faci ce vrei. Zic, dom'le, dă-mi voie să... Zic, nu-ți dau, n-ai voie. Dar uite, mi-a zis el, într-un gest de mărinimie așa, uite, dacă vrei totuși, ca să vezi că nu sunt un om rău, pun aici după construcția asta. Păi zic, bine, pun acolo, dar la întuneric. Poate să-mi fure roți, să... Acolo unde o pusesem era cât de cât lumină, știți, era în 96. Se furau lucruri. Încă de la mașini. Acum nu prea mai se fură. Ce mai au ce să fure? Au băgat castofoanele, le-au integrat. Deci ce faci cu el? Deci, dom'le, dacă îmi fură ceva... Și le-a zis... Nu ți-a zis că nu-mi pasă? Ce mă interesează pe mine dacă îți fură ție? Treaba ta! Dacă nu-ți convine, du-ți acolo, la apartamentul tău. N-am avut ce să fac și am pus-o acolo. Am pus-o după chestia aia. Eu sunt un om religios și m-am rugat seara. Și am zis la Doamne, Doamne, să aibă grijă de mașină, că am nevoie de ea. Vreau să o găsesc fără roți sau să nu mai găsesc deloc. Și am ținut mașina acolo cred că vreo 6-7 luni de zi. Nu mi-a dispărut nimic. Doar un căpăcel de la roată, cred că mi l-a luat vreun copil, că îi trebuia la bicicletă, dar
Pe lângă ce putea să-mi dispară, am venit într-o seară acasă. Cred că era pe la începutul lui 97. Am venit într-o seară acasă și l-am văzut pe marginea drumului. Stătea pe marginea drumului cu o sticlă de 2 litri în mână. Goală. Pe vecin, da. Pe vecinul ăsta l-am văzut. Eram cu soția și am zis, dă-te jos repede. Că acum îl spulber pe ăsta. Soția mea n-a înțeles. Ce de gând? Lasă, dă-te jos că știu ce. Am prins de care e problema. Și m-am uitat, am ajuns la el, am deschis geamul și am zis, bună seara. Ai rămas fără benzină, așa e vecin. Zice, da. De unde știi? Băi, dacă stai cu sticla asta în mână, stai cu ea. Ai rămas fără benzină. Zice, da. Hai că îți dau eu. S-a uitat și a zis, pe bune. Da, da. Pe bune îți dau. Nu glumesc. Sau, zic, urcă de mașină. S-a urcat în mașină. Rămăsese la vreo 3 km distanță de casă fără benzină. Am ajuns acolo, am scos furtunul de la carburator, am dat la automat, i-am umplut 2 litri de sticla cu 2 litri, i-am dat să zic că să-ți plătesc. 96, 97, nu știu dacă vă mai aduceți aminte. Benzina creștea de la o zi la alta. Prețul era altul. Deci hai să-ți plătesc. La asta e vecine, 2 litri, nu contează. Am plecat. A doua zi dimineață, când m-am sculat, el stătea tot pe capota mașinii mea. Am dus acolo. Salut! Salut! Auzi? De diseară o pui aici. Adică unde am pus-o prima dată. O pui aici. Ăsta e locul tău. Dacă vreunul din blocul ăsta pune mașina aici, uite, eu stau la etajul ăla. Strigi la mine, ăla o dă la o parte. Ăsta e locul tău. Uneori s-ar putea să vină asupra, să vină și asupra noastră iertarea pe care o acordăm. Poți să păstrezi resentimentele și să le duci cu tine în fiecare zi. Și când omul îți cade în mână, să-i faci după cum ți-a făcut. Sau poți să-i faci bine. Și scapi de dureri de inimă și s-ar putea să-ți câștigi un prieten. Am stat acolo din 96 până în 2001. N-am avut nicio problemă. Nicio problemă. Niciodată. Locul meu întotdeauna era gol. El i-a strâns pe ei un fel de tartor acolo în zonă. Deci, bă, fiți atenți, dacă puneți pe locul ăsta, cu mine aveți de-a face. Da, i-a luat ăsta. Nu cumva să vă atingeți de locul ăsta. Da, oricât era de aglomerată zona, eu aveam locul de parcare. Gândiți-vă la asta. Bun, hai să mai avem câteva lucruri de făcut. Cum facem cu iertarea? Păi, în primul rând ar trebui să-ți dorești să ierți. Dacă nu-ți dorești să ieși, nu o să ieși niciodată. Degeaba îți vii la seminarii, degeaba ți se explică. Dacă tu nu-ți dorești să ierți, nu vei ierta. Și n-are de-a face cu el. Are de-a face cu tine. Adică are de-a face cu decizia ta de a ierta pe cei care îți greșesc. Fie că sunt apropiați, fie că sunt străini. Are de-a face cu decizia ta de a fi o persoană iertătoare. Pentru că ai înțeles că iertând îți faci ție cel mai mare bine. Nu lui. Ție îți faci cel mai mare bine. Și s-ar putea să câștigi și ceva de pe urma asta. Al doilea lucru, acceptă că ești rănit. Da, așa este. Nu mi-a convenit ca asta să fie atât de aberant. Hei, dar suntem oameni. Dacă nu ți-au locul, dacă nu te vânduvesc cu nimic, de ce ești, te porți așa? Da. Nu. M-am adorat chestia asta. Nu m-am simțit confortabil. N-am zis că nu mă doar. N-am zis că nu văd că mi-a greșit. Că mi se pare că mi-a greșit. Nu l-am scuzat. Este aberant să-mi spui nu parchezi aici pentru că nu stai în blocul ăsta. În condițiile în care nimeni nu parchează acum. Da. Acceptă că ești rănit. Acceptă că celălalt ți-a vorbit sau te-a tratat într-o manieră care te doare. Este numai firesc să faci asta. 3. Examinează-ți inima. Și acum, când spun examinează-ți inima, vedeți că nu se referă la celălalt. Se referă doar la tine. Gândește-te așa. Dom'le, dacă a fost chestia asta, poate că și eu am contribuit cu ceva la chestia asta. Nu e cazul meu. Dar uneori, ceilalți ne rănesc pentru că noi, fără să ne dăm seama, îi motivăm să ne rănească.
Poate că noi ne-am uitat într-un fel în care nu trebuia. Poate că noi am făcut o grimasă. Poate că tu ai spus un cuvânt. Examinează. Măi, m-a rănit. Dar am contribuit și eu cu ceva la rana asta? Am făcut și eu ceva ca el să se poarte în felul acesta? Eram odată pe șosea și unul m-a depășit. Și nu știu ce mi-a venit. Ești nemitos câteodată. Nu știu ce mi-a venit când ăla era în depășire să calc și eu pe accelerație. Da? Nu știu de ce am făcut asta. N-ai voie, știu. Dar eu am făcut-o. Nu? Omul avea o mașină mai puternică decât aia pe care o conduceam. A călcat mai tare. A intrat în fața mea. Nu? Și după aia ce a făcut? A frânat, normal, că trebuia să aplice o măsură de retorsiune. El nu era cu iertarea. Nu? Și mi-a frânat în față. Bineînțeles că nu mi-a căzut bine că mi-a frânat în față. Doar că am avut atâta minte, măcar, ca să-mi dau seama că omul era îndreptățit să se poarte așa. Pentru că eu n-am făcut ceea ce trebuia. Așa că am frânat, am plecat capul în jos, nu s-a oprit omul, doar am frânat, m-am șicanat un pic și apoi s-a dus în treaba lui. Dar mi-am dat seama că vina era la mine. Nu era la el. Da? Și putut să zic, ce simțit este ăsta? El intră în față, nu se gândește că pot să fac accident? Sau pot să mă examinez pe mine și să zic, păi stai un pic. Omul n-a făcut ce trebuie. Dar nu l-am zgândărit eu să nu facă ce trebuie. Uneori, ceilalți se poartă urât cu noi, pentru că noi îi motivăm să se poartă urât cu noi. Și poate că mai înainte ca să ne reprezim în părul lor, mai înainte să ștergem cu ei pe jos, mai înainte ca să ne raportăm la fel de urât la ei, ar trebui să stăm jos și să ne gândim. Nu cumva, într-un fel sau altul, eu l-am motivat să facă lucrul acesta. Și atunci va fi mai ușor să ierți. Pentru că îți dai seama că tu, la tine este vina, nu atât de mult la el. Recunoaște un alt element care te ajută la iertare. Recunoaște creșterea care ar putea să aibă loc urmare a ceea ce s-a întâmplat. Uită-te, dacă ai rezolvat chestia asta, dacă ai acordat iertarea și dacă lucrurile s-ar potoli între voi, ce ai avea de câștigat? Uită-te la câștig, nu la rana care ți-a fost făcută. Și când te uiți la câștig, s-ar putea să găsești mai multe resurse să ierți decât la rană. A, ce rană mi-ai făcut, aoleu! Ok, da, așa este. E rană acolo, ți-a făcut-o. N-ai nicio vină. Este treaba lui. Dar gândește-te. Dacă îl ierți, dacă nu-i răspunzi cu aceeași monedă, dacă nu păstrezi resentimente, dacă nu-l judeci, ce ai de câștigat? În cazul familiei îți câștigi partenerul. Și asta este cel mai mare câștig. Rămâi alături de cineva care ți-e drag. Nu trebuie să iei de la zero. Nu trebuie să treci prin trauma unui divorț. Nu trebuie să treci prin bârfele tuturor. Dar de ce ai divorțat, bă, locutare? Copiii tăi nu trebuie să aibă traume că sunt vinovați pentru divorțul care a apărut între voi. Uite-te la ce ai putea să câștigi. Nu la cât de mare este rana. Și acționează prin prisma câștigului. Nu prin prisma rănii. Pentru că dacă dai divorț și te căsătorești, îți spun sigur că șansele de a reuși sunt mici. Știi de ce? Pentru că tu ai o problemă nerezolvată. Tu ai ales să rezolvi situația fugind, nu confruntându-te cu ea. Și când fugi, rămâi cu trauma. Și o duci cu tine în următoarea căsătorie. Și tot așa. Așa se explică de ce numărul divorțurilor la a doua sau la a treia căsătorie este mai mare. Pentru că noi rămânem cu probleme nerezolvate. Noi nu le tratăm. Noi fugim de ele. Și celălalt n-are de unde să știe chestia asta. Bun. Dar după ce ai făcut astea, de-abia acum te gândești la celălalt. Până aici te-ai gândit doar la tine. Da? Te gândești și la el. Adică, te gândești așa, mă, poate că săracul, și aici vorbim de altruism, vorbim de generozitate, vorbim despre o încadrare pozitivă. Poate că celălalt m-a rănit. Dar poate că e obosit. Și nu-și dă seama. Poate că el însuși este înspăimântat.
Ultima dată când m-am certat cu soția mea a fost acum 3 săptămâni. Da, ca să... Că v-am spus că nu suntem perfect. Ultima dată când m-am certat a fost acum 3 săptămâni. Mama ei, soacra mea, este bolnavă. Și a trebuit să o ducem... O ducem prin spitale, încercând să o reparăm. Și soția mea, la un moment dat, a făcut un comentariu. Deci a pus o întrebare care m-a durut. Ceva de genul că... I s-a părut că nu o tratez pe soacră mea cum o tratez pe mama. Mama fiind și ea la rândul ei bolnavă și mergând prin spital și... Pe mine m-a durut chestia asta. Cum să-mi faci o afirmație de genul ăsta că nu o tratez pe mama, pe mama ta, pe mama noastră, pe mama din partea ta, așa cum o tratez pe mama din partea mea? Pentru că atunci când era în spital, m-am suit în mașină și am plecat de la muncă și am luat-o din spital. Am dat telefon până la Ministerul Sănătății ca să o scot din spital și să o duc în alt spital, că nu vreau să dea drumul. Cum pot să spun chestia asta? Ei, a fost o discuție. Dar știți ce am făcut? După ce am spus și era de spus fiecare, soția mea și-a dat seama că a pornit un război, dar l-a pornit degeaba, pentru că atunci când a conștientizat și-a dat seama că nu e adevărat ceea ce a spus, că fac la fel de multe pentru mama din partea ei, precum fac pentru mama din partea mea. Și a fost dificil pentru el. Pentru că atunci când a realizat că a greșit, a început să plângă. Și atunci eu m-am dus la ea și i-am zis, să știi că nu s-a supărat pe tine. Și n-am nicio amărăciune față de tine. Și te iubesc la fel de mult. Și ca o dovadă că te iubesc, cu gura asta cu care mi-ai spus lucrurile astea, dă-mi-o ca să o pup bine de tot. Și să trecem peste. Și s-a încheiat. Și niciunul dintre noi nu are niciun resentiment. Nu are nicio piatră în spate pe care să duc. Celălalt s-ar putea să fie... M-am gândit că este doar speriată. M-a durut. Dar după aceea când am analizat, am zis, dar fata e speriată. E normal să reacționeze cum nu trebuie. Pentru că se gândește că e mama ei. Și da, îmi pasă de mama ei. Dar nu m-a crescut. Adică nu am legătura pe care o are ea cu mama ei. E normal să fie mai îngrijorată decât sunt eu. Și chiar dacă a spus ceea ce nu trebuie. Da, a făcut-o pentru că e doar speriat. Gândește-te la celălalt. Gândește-te că poate că e speriat de ceva. Că poate este... Am avut la consiliere un cuplu. Dar oamenii au fost atât de cinstiți amândoi. Și au spus la consiliere premaritală, deci înainte de căsătorie. Au spus, vreau să știi despre mine, pe parcursul discuției, vreau să știi despre mine, că atunci când mi-e foame, devin irascibil. Și amândoi și-au spus în noaptea chestia asta. Și au zis, ok, foarte bine. Deci, dacă apare vreo tensiune înainte de masă, n-are sens să o puneți la spate. Pentru că voi știți că așa sunteți. Decât să vă furcați și să vă duceți până în pânzele albe, puneți mâna și mâncați. Puneți masa, că e cea mai bună rezolvare a situației. Adică fiecare dintre noi avem chichițele noastre și particularitățile noastre. Și dacă stai să te gândești, poate că celălalt are vreo problemă. E foame, de exemplu. E somn. Soția mea face urât la somn. Urât, știți cum? Deci mie nu-mi vine, eu sunt un tip rezistent, așa. Dar soția mea face extrem de urât. Pe mine mă apucă vorba. Și ea zice, te rog frumos, te rog. Termină, lasă-mă să dorm. Că dacă nu mă cer cu tine, nu e simplu. Sau ea se culcă mai devreme, eu mă culc mai târziu. Și de fiecare dată când mă culc, o iau în braț, o pup, o mângâi, înainte de culcare, să doarmă bine. Și ea doarme și eu mă duc lângă ea și o iau în brațe, o țin de mână, o mângâi pe obraj, o pup. Și zice, nu mai face astea. Nu mai face astea. Păi de ce? Că
Nu mai face că mă trezești și dacă mă trezești, nu mai pot să adorm. Lasă-mă să dorm! Fă-le când sunt trează! Nu le face! Dar fiecare avem particularitățile noastre. Pot să mă simt jignit. Deci eu vreau să-ți arăt că te iubesc. Eu vreau să-ți demonstrez că te iubesc. Și tu respingi chestia asta. Păi să fii sănătoasă dacă mai face eu față de tine. Sau pot să mă gândesc că are o particularitate. Și că așa este ea. Și atunci, înainte să se culce, când e trează, fac toate astea, mă duc în cealaltă cameră, mai lucrez, mai fac nu știu ce, când mă bag lângă ea, nu-mi vine simplu. Nu e sală, sau de chestia asta. E prima dată când o spun. Nu mi-e simplu. Îmi vine să mă întorc spre ea și să iau în brațe și mi-aduc aminte, oh, stai un pic că o să iasă cu supărare. Da? Și mă întorc pe partea mea și mă culc. Da? Gândiți-vă la celălalt. Gândește-te că dacă a făcut-o, și nu ești vinovat, dacă a făcut-o, s-ar putea să fie ceva care îl determine să facă asta. Poate că e frică, poate că e speriat, poate că e foame, poate că e somn, poate că a avut o zi proastă și nu-și dă seama de ceea ce a făcut. E mai ușor să ieți când te gândești la asta. Decide dacă îi vei spune sau nu celelalte persoane că a iertat-o. Uneori poți să spui, alteori poți să nu spui. Depinde de situație. Da? Și nu uita niciodată. A greșit, este uman, a iertat, este divin. Și, dragilor, vreau să închei seara cu o poveste foarte frumoasă, care este reală. Acești doi oameni pe care îi vedeți trăiesc și la momentul acesta. Sunt în Statele Unite. El este Tony Toto și ea este Francesca Toto. Povestea lor a devenit subiect de film. Dar este o poveste de Hollywood, ce s-a întâmplat. Filmul se numește Te iubesc până la moarte. E o comedie. Se dorește să fie o comedie. Nu e o comedie spumoasă, adică râzi de vreo 3 ori. Și dacă știi povestea, nu prea-ți vine să râzi. Dar filmul sau viața lor, întâmplarea lor, a fost tradusă în acest film. În 1990 a apărut filmul. Iar ei au mers peste tot în lume la premierea filmului să-și spună experiența. Ce s-a întâmplat? În 1983, prin toamna lui 1983, Tony Toto cobora într-o zi scările de la etajul casei lui. Și n-a văzut că în timpul nopții cineva a întins o sârmă de-a latul scărilor. Și s-a împiedicat, a căzut, s-a dus de-a berbeleacul până jos și da, s-a gândit copiii s-or fi jucat noaptea, s-a sculat, s-a pipăit, nu era nimic rupt și a văzut de viață. La câteva zile după asta, cineva a venit într-o noapte, trecea pe lângă un tufiș, cineva a ieșit din tufiș și a început să-l lovească cu o bâtă de baseball. S-a luptat cu ăla, a scăpat, s-a pipăit, n-a avut nimic, s-a gândit că cine știe, vreun drogat, vreun nebun. După aceea s-a dus în altă zi cu mașina la service. Și ăștia la service au zis, domnule, ai o problemă. Ai un dispozitiv exploziv montat la contact. Ce e cu asta? Nu înțelegem. Dați-l jos, a zis omul. Și s-a gândit că cine știe. Probabil că mafia italiană încearcă să-l scoată din afacere. În 1984 era în pat. Dormea. Cineva a intrat peste el și l-a împușcat în cap. Nu l-a nimerit. Adică a trecut glonțul așa, printr-o parte a cutiei craniene. N-a murit. A stat în pat și a început să spună că îl doare capul și că nu se simte bine. Și soția lui, Francesca, i-a zis că dacă nu se simte bine, înseamnă că e bolnav. Care o migrenă, care o gripă, o răceală. Și a început să-l trateze cu somnifere și cu supă ca să se facă bine. Și stând el acolo în pat, așteptând să se facă bine, altcineva a intrat peste el în casă și l-a pușcat în piept. Dar glonțul n-a nimerit inima, așa, asta, dacă vă uitați la film, o să vedeți fazele astea, regizate, bineînțeles. Așa, cert este că după câteva zile a sunat poliția la ușă și a zis, vrem să vorbim cu domnul Tony Toto. Și l-au găsit într-o baltă de sânge în pat. L-au dus la spital. Și pe nevastă s-au dus-o la pușcărie. Au arestat-o
cu acuzația de tentativă de omor. Omul a stat vreo 2 săptămâni în spital, s-a reparat și au venit și au spus: soția ta este suspectă de crimă. Și el a zis: imposibil așa ceva. Soția mea nu poate să mă ucidă. Nu vrea să mă ucidă. A plătit 50.000 de dolari cauțiune ca să o scoată. Și a dus-o acasă și a căutat cel mai bun avocat din zonă ca să pledeze cazul. Și a venit judecata. Uitați aici, o bucată din sau un ziar al vremii, ca să vedeți că nu vă spun povești. Adică nu este o chestie inventată. Frances Toto a încercat să-și omoare soțul de 7 ori. Astăzi acest cuplu este fericit. Dar soțul ei just wouldn't die. Chiar nu vrea să moară. Da. Deci a venit ziua procesului și au venit reporterii, de asta v-am pus bucata asta de ziar. Au venit reporterii și au zis: domne, dumneata zici că soția nu a vrut să te ucidă. Da, nu. Nu e adevărat. Bine, hai să vedem rezultat. Și au judecat cazul și au găsit-o vinovată. Au trimis-o 4 ani la pușcărie. Și apoi reporterii au venit și au zis: ai zis că soția ta nu este vinovată, dar acum procesul a stabilit că este vinovată. Ce mai spui? Și el a spus: da, se pare că după lege este vinovată, dar eu știu că soția mea nu a vrut să mă ucidă. Și 4 ani de zile, în fiecare, găsiți asta dacă veți căuta pe internet, veți găsi tot ce vă spun. 4 ani de zile, în fiecare săptămână, și-a dus copiii la pușcărie să-și vadă mama. În fiecare seară a vorbit cu ea la telefon. După 4 ani de zile, a luat-o acasă și am găsit știrea asta, arată așa. Și în 2023, anul acesta, vor serva 57 de ani de când sunt împreună. Concluzia. O spune Nelson Mandela. Nimeni nu se naște urând o altă persoană din cauza culorii pielii sau a originii sale. Sau a religiei sale. Ei trebuie să învețe să urască și dacă pot învăța să urască, pot fi învățați să iubească. Pentru că dragostea vine mai natural în inima omului decât opusul ei. Deci eu cred că dacă în sala asta sunt oameni care au probleme, sunt cupluri care au probleme, pot să fie rezolvate. Dacă 2 oameni pot să depășească o asemenea experiență în care unul încearcă să-l ucidă pe celălalt, dacă 2 oameni pot să ierte și să treacă peste, ce au ei și n-aveți nimeni sau n-avem noi? N-au nimic în plus. E vorba doar de o decizie. Decizia de a ierta. Decizia de a nu păstra resentiment. Decizia de a nu păstra ură și ranchiună, pică și amintiri neplăcute despre răul pe care cineva vi l-a făcut la un moment dat în viață. So, dacă vă propuneți să fiți un partener de neînlocuit, dacă învățați să-l iubiți pe celălalt altruist și iertați ori de câte ori greșește, veți avea o familie de vis. Pentru că nimeni nu vă va putea lua bucuria de a trăi alături de o astfel de persoană. Vă doresc succes și sper că, măcar într-o mică măsură, prezentările din cele 3 seri să vă fie ajutat pe fiecare dintre dumneavoastră. Multă sănătate vă doresc și toate cele bune. Vă mulțumesc pentru că m-ați ascultat.